Festivalul Lit Vest a debutat astăzi în Piața Unirii cu un picnic urban de literatură intitulat Pătura care citește. Din 2012, evenimentul aduce literatura în cele mai publice și creative contexte, prilejuind contactul publicului din cele mai diverse categorii socioprofesionale cu autori contemporani. Anul acesta, evenimentul stă sub semnul lecturii văzută ca urgență. Drept urmare, a fost organizată Biblioteca Județeană cu structuri din sfera gestionării situațiilor limită. Noi am încercat să tragem un semnal prin lectură unor scriitori mari din 6 țări, din America de Sud, America Latină, America Centrală, din Europa, din Asia, asupra modului în care se citește. Să știți că ăsta este un festival singur, de altfel în România, care este în Versopolis, care e cea mai importantă rețea de festivaluri literare din Europa. Ăsta este un festival care poate ca nicăieri în lume, oricum e considerat printre cele mai creative din lume, se vede cum se citește. Efectiv. Deci, de la lecturile oamenilor, care, copiilor care încep să citească, învață să citească, până la lecturi profesioniste de actori și așa mai departe. Asta este un concept în sine. Punând literatura în centrul istoric al orașului, s-a creat legătura între diferite categorii sociale, iar organizatorii au arătat că literatura trebuie gustată și promovată prin creativitate. Promovarea lecturii aici, în măsura în care atrage prin creativitate și practic numai așa mai poți să atragi. Pentru că vin 100, 200, 300, 500, nu știu câți am făcut evenimente și evenimente cu 1000. Dar la câțiva, la inimă, la suflet, la un anumit procent ajungi. Și ăla este un câștig. Și pentru cine nu, să zicem așa, ai ajuns de mesaj sau atins de mesaj, rămâne simplu fapt că a văzut niște scriitori. A auzit, dacă nu așa, a ascultat ce e literatură scrisă azi. În cadrul evenimentului, care se va desfășura până în 27 septembrie, scriitoare și scriitori din Columbia, Cuba, Honduras, Polonia, România și Turcia citesc și dezbat în locuri mai puțin convenționale, precum centrul orașului astăzi, dar și baruri, cluburi și licee zilele următoare. Evident, poezia se dă puțin în spectacol, dar dacă asta îndeamnă la lectură, atunci pariul e câștigat. Înțelegeți? Altfel se pierd, cuvintele se pierd în aer, se pierd pe iarbă și așa mai departe. Însă e bine, pentru că în felul acesta poezia iese și ea puțin în față, acolo unde prea sunt răsfățate muzicile și alte forme de non-substanțiale, de orgoliu. Așa. Ne uităm acum și la copiii care au adus din lecturile lor puțin citesc Mircea Eliade, unii au venit cu Slavici, ceea ce nu zic că e rău, zic doar că s-a scris s-a mai scris de atunci și din păcate poezia sau chiar și proza nu ajunge la publicul foarte tânăr. Pentru tinerii prezenți, Pătura care citește a fost o ocazie perfectă de a interacționa cu scriitorii consacrați și o posibilitate de a citi alături de ei. O oportunitate, mai ales că putem să cunoaștem și față în față și mi se pare că putem, dacă vrem să fim viitori scriitori, să luăm anumite ponturi de la ei. Mi se pare interesant faptul că putem învăța despre cărțile altora și să vedem părerile altora. Și mi s-a mai părut tot interesant că pot vedea unii scriitori chiar aici, în viața reală. Ție îți place să citești? Da, îmi place să citesc. Îmi place că îmi pot imagina orice doresc dintr-o carte și să-mi imaginez lumea mea proprie. Chiar mi se pare interactiv pentru toți și îi prinde în idee și îi îndeamnă să citească poezii, cărți de fiecare autor care a fost prezentat astăzi. Lit Vest continuă și în zilele următoare. Joi 26 septembrie va avea loc de la ora 19 evenimentul Lecturi aprinse, Cartea ca urgență, lecturi în lumina girofarurilor de la ambulanță. Iar vineri 27 septembrie, în Clubul Heaven, se va desfășura text concertoul Timpuri noi.